în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. De unde mie una ca aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? Iată mesajul cel mai vechi, încă din vremea Vechiului Testament, când Elisabeta, plină de Duhul Sfânt, primit prin îmbrățișarea Fecioarei Maria, direct de la izvorul Dumnezeu cel întrupat, Pântecele Fecioarei, peste care Duhul Sfânt va veni și o va umbri, și puterea Celui Preanalt, îi dă putere și îi dă har să dea prima numire sfântă Fecioarei Maria, Maica Domnului meu. Când am venit în seara aceasta, mă gândeam la două lucruri. Oare ce am putea spune noi atât de nou sau atât de interesant, să putem surprinde, dacă vreți, sufletul celor credincioși care stau în această ogradă, în această grădinuță cu flori și ascultă slujba de priveghere, a ceea ce numim noi începerea mântuirii. Astăzi s-a făcut, cum cântă troparul nașterii Maicii Domnului. Acum 11 ani, tot în această zi și tot în această vreme, cu un vânt rece și tăios, încât până dimineața și apa a înghețat în găleată deasupra și a făcut poșghiță, era o sărbătoare în care prima dată Duhul Sfânt cobora în această poiană peste biserica cea mică a Sfântului Erar Nicolae și Preasfințitul Ioachim sfințea locul acesta ca locaș de rugăciune împotriva tuturor încercărilor sau piedicilor, pentru că atunci când începe un lucru sunt și poticneli, nu merge totul din plin, dar cu darul Preasfântului Duh au fost gata primele chilii și această bisericuță mică, și tot cu acel prilej s-a sfințit locul sau crucea bisericii celei mari, pe care ani de-a rândul, când ați venit la hramul mănăstirii, o vedeați când ridicată până la jumătate, când până la streșină, când până la acoperiș, când tencuită, când dată în frescă și în cele din urmă pictată și pe dinăuntru și pe din afară. Aici este lucrarea Duhului Sfânt, dar nu o lucrare a Duhului Sfânt unică, ci o cinzecime, inima fiecărui creștin care a pus fiecare bănuț la temelia acestei biserici, este de fapt unitatea de Duh, a ceea ce numim noi în psaltirea lui David, fericiți cei ce iubesc podoaba casei tale. Deci locul acesta nu este o ctitorie voivodală, locul acesta nu este un loc domnesc în care să fi venit vreun domnitor și să pună comoara la temelia bisericii, iar urmașii să o zidească. Este rodul rugăciunii acelor doi stareți care în 11 ani au făcut periplu și lucrările acestei mănăstiri, starețul Hristodulos și starețul Zaharia, care s-au completat unul pe celălalt și au continuat pe mai departe și continuă să facă ceea ce vedeți dumneavoastră în fiecare an, frumos pentru Dumnezeu. Deci locul acesta, așa cum arată el, este o grădină a Duhului Sfânt sau este ca un munte al Iudeii în care Maica Domnului a venit să se întâlnească cu verișoara sa Elisabeta. Îmbrățișarea a fost sub mâna episcopului atunci când a binevoit ca prin Sfântul și Marele Mir să numească acest locaș de rugăciune Casa Domnului, să-i o dăruiască pentru totdeauna, iar Maica Domnului să aibă totodată dragostea să stea tot timpul cu omoforul deasupra mănăstirii și să o păzească,
Sfântul Nicolae să ovegheze tot timpul împotriva a ceea ce numim noi erezii sau abateri de la dreapta credință și Sfântul Gheorghe să stea împotriva dușmanilor văzuți și nevăzuți, ori de câte ori bat război asupra Bisericii lui Hristos. Și acum nu mai trebuie să omoare o reptilă, un balaur, ci trebuie să omoare diavolii cei uritori de suflet care vin și smintesc deopotrivă și sufletele credincioșilor și sufletele călugărilor câteodată și sufletele tinerilor și sufletele creștinilor. Și tocmai de aceea venirea în lume din Ioachim și Ana a Fecioarei Maria este un început al mântuirii și niște zori ale mântuirii. Deci vorbim de primul răsărit, dacă vreți, de lumină la orizontul bisericii, a ceea ce avea să fie prorocia sau proto-evanghelia facerii și tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui. Deci, iată, aici Sfântul Gheorghe veghează și zdrobește capul balaurului, iar Fecioara Maria zdrobește capul șarpelui. Bucură-te, izgonitoarea dracilor, spune una din rugăciuni. Deci ea este cea care a cutremurat tot iadul. Ea este cea care a reușit pentru prima dată în istoria Vechiului Testament să-L convingă pe Dumnezeu să coboare pe pământ. Și această convingere nu a fost una întâmplătoare, ci una a rugăciunii. Cei care ați mai fost la Bujoreni sau ați mai fost și anul trecut pe aici, întotdeauna ați fost atenți că am pus accent pe ce? Pe virtutea și pe trăirea celor doi dumnezeiești părinți, Ioachim și Ana, care depășesc limitele firii ca vârstă de bătrânețe, ca vârstă de zămislire, ca vârstă de creștere de prunci și de alăptare de prunci. Dar totuși insistă la Dumnezeu și spun: de vom avea o pruncă, o vom da bisericii. Și atunci când s-au dus să ducă darul la biserică, arhiereul mustrându-i că sunt blestemați în Sion, fără de sămânță, că n-au adus moștenitori, ei s-au dus liniștiți la casa lor, dar mâhniți în suflet pentru această încercare grea. Și iată-l pe Ioachim în munte, la stână, rugându-se lui Dumnezeu, și iată-o pe Ana în grădină, rugându-se lui Dumnezeu să-i asculte rugăciunea și să-i dezlege stârpiciunea nenașterii de fii. Și în momentul în care lacrimile lor și rugăciunea mai înaltă decât rugăciunea obișnuită, cum spunem noi, citită sau pravila făcută, ci o rugăciune din inimă, aude glasul Arhanghelului care vine și le spune: Ano, Ano, rugăciunea ta a ajuns la Dumnezeu, a fost ascultată. Veți avea o odraslă. Și același lucru aude și Ioachim. Și din veselia aceea și din bucuria aceea, Ana a înțeles că Dumnezeu a binecuvântat pântecele ei, iar din acest pântece a ieșit Fecioara Maria, împărăteasa cerului și a pământului. Literele de la numele Maicii Domnului, nu stau să le repet, sunt literele începutului fiecăror femei din Vechiul Testament, cele mai înțelepte, cele mai alese, cele mai fecioarelnice, cele mai frumoase și mai luminate. Dar totodată, numele Fecioarei Maria nu se înscrie în litere, ci se înscrie în Duh. A poftit împăratul frumusețea ta, ascultă, fiică, și vezi, deci întâi o pune să audă glasul chemării dumnezeiești, apoi să vadă glasul celui care o cheamă și o cântă, pentru că nu o cântă doar prorocii. Prorocii o vor striga de-a lungul veacului Testamentului Vechi 5.000 de ani.
o vor striga prin prorocii și prin descoperiri de la Duhul Sfânt. Ca o scară a lui Iacov pe care urcau și suiau îngerii lui Dumnezeu. Ca o porumbiță a lui Noe. Ca un spic nearat. Ca o vie care naște sau zămislește pe strugurile cel de taină. Ca un munte cu umbra deasă. Ca o lână, așa o vede Gedeon. Ca o fecioară care a luat în pânte ce o vede Isaia. Și aceste prorocii continuă, dacă vreți, până mai în vechime, în vremea lui Moisi, când primul profet plăcut lui Dumnezeu fuge din Egipt după ce omoară un egiptean, simbol al uciderii păcatului, ajunge la Etron munte, îi dă o fată cu care se va căsători, va fi cioban, dar în timp ce își păștea oile, vede un rug care nu arde și care arde și nu se mistuie. Nu arde în chip firesc să trosnească lemnul cu jăratec și cenușă, ci rămâne verde și frumos și focul totuși vâlvătăiește și umple locul de căldura și de puterea lucrării Duhului Sfânt și aude și acel glas care îi spune: descalță-te! Locul pe care îl calci este sfânt. Acolo este primul loc de întâlnire a omului cu imaginea Maicii Domnului, care avea să poarte în pântece focul Dumnezeirii, fără ca să se ardă, ca o mlădiță verde, ca o rădăcină, ca o floare, ca un toiac din rădăcina lui Iesei. Ea avea să fie cupa cu mană, ea avea să fie cadelnița de aur, ea avea să fie înscrisul tablelor legii, ea avea să fie cortul mărturiei, pentru că atunci când va împlini 3 ani și va fi dusă la templu de părinții ei, Zaharia, care avea descoperire și revelație divină, o va duce în Sfânta Sfintelor. Lucru care în acea vreme putea fi pedepsit cu moartea. Dar cei de atunci au înțeles că taina acestei copile este mai presus de taină. Ea era mai curată decât Sfânta Sfintelor, pentru că se năștea dintr-o mamă dreaptă și un tată drept, de aceea numim drepții dumnezeiști, părinții Iachim și Ana, dreptul Iov, dreapta Ana, dreptul Simeon. Deci nu sunt prea mulți oameni drepți pe pământ, ci cei care sunt, sunt plini de Duhul Sfânt. Și iată că Maica Domnului stă în umbra legii celei vechi, până în clipa în care se va arăta ca icoană vie, așa cum o vrea Dumnezeu, atunci când îngerul la bună vestire vine și îi spune: bucură-te, cea plină de daruri! Deci iată ce calitate trebuie să aibă un vas sfințit, o biserică sfințită și un rai cuvântător, cum o numesc cântările bisericii. Și în momentul în care îi spune aceasta, îi spune mai departe: binecuvântată ești tu între femei. Adică nu ești singura femeie sfântă de pe pământ, vor mai fi și altele, dar niciuna nu va atinge starea lucrării înalte între Dumnezeu și pământ, așa cum ai fost aleasă tu. Și aici avem 3 tipuri de curățiri. Pentru că în momentul când vorbim de Maica Domnului, nu vorbim cum vorbesc protestanții sau sectele, că a fost o femeie și că a avut fii și cu asta i-au rezolvat problema, că e mama lui Dumnezeu. Prima curățire a primit-o Maica Domnului din drepții dumnezeiești, părinții Iachim și Ana, care, deși s-au împreunat trupește, au cerut-o la Dumnezeu din rugăciuni, pentru că erau sterbi. Deci minunea nașterii este un prim semn al curăției, că minunile biruiesc rânduiala firii numai acolo unde voiește Dumnezeu. A doua curățire a Maicii Domnului este intrarea în templu.
Atunci când Zaharia o duce în Sfânta Sfintelor și când citim acolo în Apostol, vedem cum spune, unde arhiereul intra o dată pe an, numai cu sânge de țap și de berbec, și stropea jertfelnic, întâi pentru păcatele lui și apoi pentru curățirea păcatelor poporului. Iată că Fecioara n-a avut nevoie de acel sânge, că era mai sfântă decât Sfânta Sfintelor. Avea să fie vasul sfințit și raiul cuvântător ce avea să poarte în pântece pe Dumnezeu. Acolo va fi hrănită din acea cupă cu mană pe care o aduce îngerul și va fi ferită de ochii diavolului care pândea orice fecioară care ar putea să zămislească, dar cu o viață aleasă și să zădărnicească planul mântuirii. Ne spune Maxim Mărturisitorul. A treia curățire este în momentul în care Maica Domnului ia contact cu îngerul și acesta vine să-i spună semnele din cer. Și aici întotdeauna mi-a plăcut să fac o remarcă și vă fac și dumneavoastră. Cum am reacționat noi toți cei de față dacă în momentul acesta, deschizându-se ochii minții, am vedea în fața noastră un arhanghel cu o stâlpare în mână? Poate frica, teama, sfială, emoția, groaza, înspăimântarea, tremurul, emoțiile te-ar copleși și n-ai mai putea vorbi. Sau ai cădea chiar cu fața la pământ. Sau ai crede că e o nălucire, cum și Maica Domnului a spus. Ce-mi vestești mie, dulceață de nuntă, când eu nu știu de bărbat? Vrei să fii o înșelare ca Evei oarecând? Și atunci îngerul îi spune, Duhul Sfânt va veni peste tine. Deci iată primul semn din cer. Curățirea definitivă a păcatului și a lestului strămoșesc. Nașterea din părinți și din poftă. Puterea celui prea înalt te va umbri. Deci vei fi tot timpul de astăzi înainte sub ocrotirea lui Dumnezeu. Vei fi sub lumina Sfintei Treimi. Pentru că pruncul ce se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Deci iată că în momentul în care îngerul a spus pruncul ce se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema, sosește și răspunsul crucial și mântuitor al neamului omenesc, iată roaba Domnului să-mi fie mie după cuvântul tău. Aici vorbim de o antinomie. Fecioară și maică, născătoare de Dumnezeu și mireasă, mamă și fecioară. Deci, nu este posibil ca o mamă care naște prunci să rămână fecioară. Și iată că, deși Eclesiastul spune că nimic nu-i nou sub soare, iată un lucru nou sub soare, o fecioară să fie și maică și mireață. Și aceea e Fecioara Maria. În momentul în care Hristos s-a așezat pe tronul mitrasului ei, în pântecele Fecioarei, a făcut o chivot sfințit, biserică sfințită și rai cuvântător. Era singurul loc de pe pământ în care Dumnezeu s-a putut deșerta între oameni și a putut să înceapă lucrarea firii. De ce lucrul acesta și de ce începe așa? Ca să înțelegem noi că atunci când în Vechiul Testament cei doi protopărinți au greșit, întâi Dumnezeu a spus o vorbă grea. Vrăjmășie voi pune între sămânța ta și sămânța femeii. Pentru că în momentul căderii adamice, trupul femeii a fost născător de viață, dar dătător de moarte. Căci omul în cinste fiind s-a alăturat cu dobitoacele fără de minte și s-a asemănat lor. A ajuns să se împreuneze ca porcul, ca vaca, ca un cal și ca toate animalele naturii. Deși prin creație și prin ceea ce îi dăruise Dumnezeu, era făcut să fie Dumnezeu, un Dumnezeu al creației.
un stăpân al făpturii. Așa cum Fecioara va naște pe Hristos fără de sămânță, așa cum Tatăl va naște pe Fiul mai înainte de toți vecii, așa cum Adam va naște pe Eva din coasta lui, așa și pruncii adamici din familia protopărinților Adam și Eva trebuiau să fie fii ai cuvântului. Lucru pe care îl mai întâlnim astăzi doar în rânduiala tunderii în monahism. Se tunde robul lui Dumnezeu, monahul cu tare sau monahul cu tare sau monahul cu tare. Acolo nu e o mamă și un tată care să nască din Ion pe Ioachim, din Gheorghe pe Gherontie, din Vasile pe Vasian și așa mai departe. Acolo este Duhul Sfânt. Acolo este cuvântul care naște fii. Cum spune psalmistul David la psalm, iată eu și fiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Aceasta e nașterea pe care o vrea Dumnezeu de la om. Și aici am să vă fac o explicație simplă, ca să o înțelegeți și pe aceasta. Ați văzut că știința uneori demonstrează sau vrea să arate rostul OZN-urilor, rostul extratereștilor și alte nebunii. Sau existența altor lumi paralele și viața de pe alte planete. O nebunie și un hazard și o utopie diavolească. O nălucire a minții proaste fără Dumnezeu. Noi când am fost creați, Dumnezeu nu s-a jucat de-a lumea. Noi când am fost creați, am fost sub pavăza Duhului Sfânt. Când am fost creați, am fost făcuți pentru o rânduială, după o rânduială. Am fost făcuți sub o lege, pentru o lege. De aceea și Hristos când se adresa fariseilor Vechiului Testament, nu le spunea ce este scris în Pentateuch, cum citești. Ce este scris în lege, cum citești. Păi, cu tare, cu tare, faci asta și vei fi viu. Așa trebuia și Adam să păstreze legea înfrânării, apostolii și ascultării, ca fiii lui să fie din cuvânt și nu după trup. Pentru că în momentul în care trupul și-a luat haina, veșmântul de piele de dobitoc, cum spune Scriptura, și-a îmbrăcat în piei de dobitoace, adică i-a îmbrăcat în simțurile pe care le avem noi azi, pofta, plăcerea, mirosul, gustul, pipăitul, vederea, senzația, plăcerea. Acestea sunt pedepse pentru om și nu virtuți. El este pus să se lupte cu aceste simțuri și să le aducă din nou la supunerea Duhului. Dar ca să le poată aduce la supunerea Duhului, mintea creștinului și mintea călugărului și mintea oricărui om care crede în Dumnezeu, trebuie să fie îmbrăcată în lumina Duhului Sfânt. Și ați văzut psalmistul David folosește un cuvânt, o expresie minunată, atunci când spune în psalm următoarea expresie: în dimineți am ucis pe toți păcătoșii pământului. Să nu stăpânească în cetatea Domnului cei ce lucrează fără de legea. Adică niciun gând pătimaș să nu pătrundă în mintea stăpânită de rugăciune și să facă vovătămare acestui trup care este templul lui Dumnezeu. Trupul nostru nu e al nostru. Ați văzut cât chin, câtă muncă să-l înfrumusețezi, să-l îmbraci, să-l hrănești, să-l duci la fitness, să-i dai culoarea plăcută, imaginea plăcută, ambientul, acel miraj care să fie atractiv. E o muncă pământească, dar cu cât mai mult trebuie să lupți prin rugăciune să împodobești omul lăuntric cu virtuțile despre care spune Îngerul Maicii Domnului: bucură-te cea plină de daruri. Cum să stea darurile lui Dumnezeu într-un om care nu-L știe pe Dumnezeu? Cum să stea darurile lui Dumnezeu într-un trup puturos? Cum să stea darurile lui Dumnezeu într-un om necredincios? Cum să stea darurile lui Dumnezeu într-un om desfrânat sau fără minte? Și când ne referim la fără minte, nu vorbim de omul nebun. Acela nu are discernere. Vorbim de omul care știe ce înseamnă rău și îl face premeditat. Și spune că dacă așa vrea Dumnezeu, asta e o primă părere.
Dumnezeu nu vrea asta. Eu vreau ca toți să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului. Eu vreau ca din toți câți mi-a dat Tatăl să nu pierd pe niciunul. Eu vreau ca toți să fie una. Aceasta e chemarea Sfintei Scripturii. Toți să fie desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel din cer, desăvârșit este. Aceasta e menirea pentru care această ogradă de mănăstire, unde este hramul Maicii Domnului, este plină de creștini. Acesta e punctul care ne-a adunat în acest loc. Nu înălțimea, nu pictura, nu pietrele, nu florile, nu copacii, ci glasul lui Dumnezeu care cheamă permanent la mântuire. Pe cel ce vine la mine n-am să-l dau afară. Și acesta este mesajul pe care îl aduce Elisabeta. Cum una ca aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? Iată că așa, cu vrute, cu nevrute, că ne convine sau că nu ne convine, Maica Domnului este o crotitoare a lumii. Este o crotitoare a cerului și a pământului. Este împărăteasa cea mai înainte de toți vecii. Este împărăteasa cerului și a pământului, arhistratega oștilor cerești și toate cetele de îngeri se închină și o preamăresc. Și de ce vă spun lucrul acesta? Și a câștigat această demnitate împărătească prin smerenie. Și a câștigat această demnitate împărătească prin lucrare duhovnicească. Nimic în ziua de azi nu-i mai rușinos când îl pui pe Dumnezeu într-o situație dificilă, tu ca om, să aleagă între doi ortodoxi care se omoară între ei, cine-i mucenicul, cine-i martirul și cine-i ghemonul. Când amândoi primesc prin botez lucrarea Sfintei Treimi asupra lor, iar ei se omoară între ei, fără să țină cont că există o conștiință sau o morală. Pentru aceasta a venit Fecioara Maria în lume. Să ne arate nouă că Fiul cel unul născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, văzând că lumea nu înțelege legea adevărului, trebuie să coboare Dumnezeu ca om la noi și să ne spună ca la copii ceea ce trebuie să facem. Cum spune Apostolul Pavel, cât ați fost prunci, v-am hrănit cu laptele Scripturii, pentru că oasele erau tari și nu le puteați mesteca. Dar pentru că acum Hristos s-a arătat în trup, s-a arătat între oameni, s-a slăvit în lume, acum voi cunoașteți slava celui a unu născut. Ați văzut în Evanghelia de astăzi cum a spus: nimeni nu s-a suit în cer decât numai cel ce s-a pogorât din cer. Și acela este Fiul omului. Ei, pentru această cale, Fecioara Maria a stat de la 3 ani până la 13 ani în templu. De a cunoaște modul cum trebuie să te urci de pe pământ în cer și cum trebuie să cobori din nou din cer pe pământ. A imitat pe Fiul omului. A imitat voia lui Dumnezeu ca să se împlinească ce spune la psalm. Voi toți sunteți Dumnezei și fii ai celui preanalt. Tu ești cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc. Maica Domnului este un rug mistuitor care nu se arde, nu se consumă, nu se conservă, ci degajă harul și bucuria mântuirii. Este focul care luminează ochii cei închiși ai neînțelepților. Ați văzut cum spune ritorii cei fără de glas, nu știu ce să răspundă când sunt întrebați de taina întrupării tale. Deci nu ai cum să vorbești de lucruri care țin de taină. Nu ai cum să vorbești de lucruri care depășesc mintea omenească. Și nu ai cum să înțelegi care este drumul la cer
și drumul de întoarcere de la cer pe pământ. Drumul de sus de la Dumnezeu, din cer spre pământ, este smerenia, chipul de rob, chenoza, întruparea, deșertarea, toate elementele pe care Hristos le-a îmbrățișat, făcându-se om ca noi, iar ridicarea la cer este trecerea prin jertfa crucii, este trecerea prin înălțare, prin moarte, prin cruce, prin înviere, prin iad, și apoi pe tronul Tatălui, toate umplându-le ceea ce ești necuprins. Cu ce scop se duce la tronul Tatălui? Spune Chiril al Alexandriei. Ca să împace firea omenească, învrăjbite cu Dumnezeu prin ascultarea de diavol, și să ridice blestemul morții veșnice, și să ridice blestemul izgonirii de la fața lui Dumnezeu. Noi acum, în momentul când ne adresăm lui Dumnezeu cu o rugăciune sau cu o faptă bună, suntem cunoscuți ca fii al lui Dumnezeu prin pecetea botezului, și orice gest cât de mic făcut în numele lui Dumnezeu se înscrie în cartea vieții. Iată ce spune Iisus lui Petru. Nu te bucura doar că izgonești dragi. Bucură-te că numele voastre s-a scris în cartea vieții. Nu vă bucurați că se pleacă duhurile vouă. Pentru ortodoxi, minunile sunt ceva normal și firesc. Pentru necredincioși, înseamnă alergarea cu limba scoasă de la un capăt la altul, la pământului, ca să vezi o picătură din sânge izvorâtă pe un copac, o lacrimă pe o icoană, un mir pe o icoană, o lacrimă pe o pictură veche, sau un glas, sau, mă rog, ce alte minuni se pot face. Acestea sunt semnele necredincioșilor. Ei abia rămân mirați că în ortodoxie mai există minuni. Când aceste minuni se găsesc la tot pasul. Faptul că respiri aerul din atmosferă și nu te sufoci e o minune. Faptul că inima ta nu se oprește brusc e o altă minune. Faptul că doi oameni se ating unul de altul și ies copii întregi, un complex întreg biologic, trebuie să scrii tratate întregi de medicină, să arăți ce este un prunc. Și mai e și feciorelnic pe deasupra. Și curat. Și înger în trup. Lucru care nu le explică nimeni. Și a văzut ce face știința pentru a aduce o viață de aceasta în sistem artificial, câte mii de euro, câte cercetări, câte tratamente, și uneori iese, uneori nu iese, unde pune Dumnezeu harul, se întâmplă, unde nu, nu se întâmplă. Deci, tocmai acestea sunt minunile de care avem nevoie. Faptul că dintr-un pământ secetos mănânci mâncare, faptul că dintr-o planetă poluată mai bei apă limpede, faptul că dintr-un pământ stricat de mâna oamenilor mai răsare mâncarea cu care te hrănești, mai cresc pădurile care îți dau aerul curat, sau mai cresc păsările care îți cântă, sau vântul care adie. Deci, acestea sunt minunile pe care le trăiește adevăratul ortodox, așa cum spune psalmistul, că cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui vestește tăria. De aceea spune în Scriptură că atunci când Solomon a terminat de isprăvit templu și l-a făcut frumos cum poleit în aur și numai aur și numai aur și numai aur, Dumnezeu l-a întrebat: ce dar să-ți dau pentru această măreață casă care mi-ai zidit-o? Doamne, dă-mi înțelepciunea. Deci, vedeți? Doamne, dă-mi înțelepciunea. Oare această fecioară care a stat în acest templu al lui Solomon, de unde a putut adobândi atâta înțelepciune să devină atât de plăcută lui Dumnezeu, încât Tatăl din cer să se îndrăgostească de ea? Auzi ce frumos o cântă psalmistul în psalm. Și-a poftit împăratul frumusețea ta. Uită poporul tău, uită casa părintelui tău. Și apoi când va pleca prin adormire, cum v-am spus și altă dată, să va duce și va sta de-a dreapta în haină prea înfrumusețată de aur și în lanțuri împodobite, adică virtuțile. De ce vă spun lucrurile acestea?
ca să vedeți că o fecioară hrănită cu Duhul Sfânt are înțelepciunea lui Solomon, care din lucrarea Duhului Sfânt s-a umplut de înțelepciune și a ajuns idolatru. Iar Fecioara Maria a ajuns izgonitoarea dracilor și apărătoarea lumii. De aceea stă cu acoperământul peste orice casă unde are icoană, unde are candelă, unde are creștini botezați, unde are creștini care o cheamă. Fecioara Maria nu simte un privilegiu că o chemăm noi în rugăciunile noastre. Pentru noi un mare privilegiu că ne ascultă. Pentru noi un mare privilegiu că se pleacă spre necazurile noastre. Noi ne-am învățat să răsfoim prologul sau să răsfoim Vețile Sfinților, îl luăm pe Simeon Metafrastul, rapid am citit două, trei idei și gata, vorbim de Maica Domnului. Maica Domnului este tot ce vedem în jurul nostru. Datorită rugăciunilor ei, nu grăbește Dumnezeu Apocalipsa, pe care stau nebunii și o caută și o tâlcuiesc verset cu verset și nu mai știu cum să o descopere în fiecare tun, tank, bombă, bombă nucleară, în fiecare satelit și în alte prostii omenești făcute de mâna și de înțelepciunea omului bolnav mental. Auzi ce spune psalmistul David? Pliniva căderi, zdrobiva capetele multora pe pământ. Deci atunci când au căzut dracii din cer, 40 de zile și 40 de nopți au căzut cum cad fulgii de zăpadă când viscolește pe fața întregului pământ. Cine poate număra zăpada de pe tot pământul? Fir cu fir. Așa au fost acești draci căzuți în văzduh atunci când n-au ascultat porunca Arhanghelului și de glasul lui Dumnezeu. În locul lor, când a făcut Dumnezeu lumea, a hotărât ca sufletele dreptilor să completeze aceste cete căzute. Și iată că de 7000 de ani să nasc și mor oameni, să nasc și trăiesc oameni, să nasc și viețuiesc oameni, iar drepții din rândurile lor n-au completat numărul celor căzuți. Atât de mulți îngeri au căzut. Dacă te duci în cartea profetului Daniel sau te mai duci în Sfânta Scriptură unde vorbește de îngeri, spune că cel vechi de zile este înconjurat de mii de heruvim și de serafim, iar Daniel spune de miriade și miriade de îngeri. Cine poate număra miliardele de îngeri? Cine poate număra toate duhurile slujitoare care cântă veșnic în văzduh? Sfânt, 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 Domnul Savaot pline cerul și pământul de mărirea ta. Nimeni. Numai Cel ce le-a creat. Și atunci când ultimul suflet mântuit va plini ultima cădere, în clipa aceea va veni sfârșitul. Sfârșitul nu-i un bau-bau. Sfârșitul este o întâlnire cu Dumnezeu, un bilanț a celor care și-au spălat hainele în sângele Mielului, adică s-au spovedit și s-au sfințit prin Sfintele Taine, prin Euharistie, iar ceilalți care sunt pe pământ însemnați și aleși, cum spune Apocalipsa, vor fi ridicați într-o clipeală de ochi la cer, unii de-a stânga, alții de-a dreapta, dar aceea la glasul Arhanghelului, care glas nu vine la întâmplare, ci din porunca Tatălui, la trâmbița judecății, când începătoriile vor suna cu trâmbițe de aur, dar nu la voia lor, ci la voia Tatălui, și asta poate fi într-o clipă, într-o oră, într-o zi, într-o lună, într-un an, într-o sută de ani, într-o mie de ani, în 10.000 de ani și poate în sute de mii de ani. Noi nu știm când vrea Dumnezeu să pună capăt făpturii. Nu ne-a chemat pe noi când ne-a creat să ne ceară părerea și nu ne cheamă pe noi să ne ceară părerea când trebuie să ne judece. Asta e o treabă strictă a lui Dumnezeu. Mitropolitul Antonie folosea întotdeauna acest termen. Când se puneau întrebări încurcate din Sfânta Scriptură, și unii încercau să-L prindă în cuvânt, cum făceau și fariseii cu Iisus,
spunea așa, dacă e vorba de așa, atunci faceți-mă Dumnezeu să vă pot răspunde. Eu aș putea spune astăzi altceva. Rugați-vă să aveți puterea Maicii Domnului și lucrarea pe care a avut-o Maica Domnului să puteți vorbi cu Dumnezeu. Orice și oricând. Oriunde și în orice fel. Și atunci vom ști și când vine chemarea lăuntrică, și când vine chemarea universală, și când vine chemarea personală. Pentru că noi nu știm, spune Mântuitorul frumos, nici ce vrem, nici ce cerem, nici de unde mergem și nici de unde venim. Cum le spune Mântuitorul când îi mustră? Popor viclean și îndărătnic, ne-am desfrânat, până când voi fi cu voi? Și tot el dă răspunsul. Până la sfârșitul veacului. Veacurilor. Deci, eu sunt cu voi în permanență. Este și acea expresie. Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Este și o icoană a Maicii Domnului care are această denumire. De ce vă spun lucrul acesta? Noi trebuie să avem nădejdea în Dumnezeu. Așa cum spune semnul apocaliptic al psaltirii, insuflat de Duhul Sfânt prin psalmi. Pădurile vor arde ca ceara. Se vor topi ca fânul. Munții se vor topi ca ceara și vor curge ca marea. Că vine, vine să judece popoarele cu dreptate și neamurile cu dreptate. Paharul este în mâna Domnului. El va turna din cel în cesta și va dea să bea din el toți păcătoșii pământului, dar drojdiile nu le va deșerta. Adică nu vine mânia lui Dumnezeu când vrei tu. Nu vine mânia lui Dumnezeu că s-a inventat televizorul. Nu vine mânia lui Dumnezeu că s-a inventat calculatorul. Nu vine mânia lui Dumnezeu că ai pus tu 3 sateliți prin aer. Nu vine mânia lui Dumnezeu că ți-ai pus tu chip la telefon. Mânia lui Dumnezeu vine ca răsplată a fără de legilor, a nesimțirii, a lipsei de credință, a nespovedirii, a neîmpărtășirii, a neevlaviei, a neîncredere în Sfinți, a neîncredere în Duhul Sfânt, a neîncredere în Cuvântul Sfintei Scripturii. Ăsta este semnul Apocalipsei. De asta trebuie să ne temem noi. Profeți au fost și vor mai fi. Dar să nu uităm că Ioan Botezătorul este pecetluitorul Vechiului Testament și ultimul dintre profeți care a profețit și care a pecetluit profețiile. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Și noi cântăm în slavoslovie seara. Miluiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ridici păcatele lumii. Tinde mila ta celor ce te cunosc pe tine. Oare cum ar da Dumnezeu milă la un nebun care n-are treabă cu Dumnezeu? Și lui ăla i-o dă, că îl ține pe pământ. Soarele vine peste drept și păcătoși. Ploaia vine peste drept și păcătoși. Hrana pământului vine peste drept și păcătoși. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. De ce v-am amintit lucrurile acestea? De ce am sărit din una în alta? Ca să înțelegeți că Filoteu Zervacos, un mare sfânt contemporan care trăi prin Grecia, a descris odată o minune și o vedenie înfricoșătoare în care toți sfinții împreună cu Maica Domnului stăteau la tronul lui Dumnezeu și Dumnezeu spunea, lumea s-a stricat, trebuie să închidem cărțile și să punem capăt acestei neorânduieli și nelegii. Iar sfinții și Maica Domnului cădeau în genunchi în fața tronului Sfintei Treimi și spuneau, mai iartă-i, mai lasă-i, mai dă-le semne și așteaptă-i să se îndrepte. Și se spune că Iisus Hristos spunea din tron, bine, Maica mea, pentru rugăciunile tale și pentru bunătatea ta și pentru că m-ai purtat în pântece, voi m-ai îngădui. Iată de ce trebuie să ne rugăm, cum spune în Paraclis, că mult poate îmblânzirea stăpânului la rugăciunea Maicii. Sau mult poate rugăciunea Maicii la îmblânzirea stăpânului. Să nu ne mai dăm noi mai ortodoxi decât Dumnezeu, să nu fim noi mai profeți decât Scriptura,
să nu fim noi mai văzători cu Duhul decât Maica Domnului și să nu fim noi mai sfinți decât sfinții. Să ne păstrăm acea bună cuvință de moralitate creștină care duce întotdeauna cu smerenie la ceea ce spune Brancianinov. Cu o sârdie alergăm noi păcătoșii și smeriții și cădem către tine strigând din adâncul sufletului: ajută-ne pe noi, milostivindu-te spre noi! Să nu cădem în mulțimea ispitelor. Ușa milostivirii deschide o nouă născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, că tu ești mântuirea neamului creștinesc. Nu ne mântuiesc figurațiile și impresiile. Nu ne mântuiesc schimbările de dogme din ortodoxie. Nu ne mântuiesc mulțimile de acatiste. Dacă vor mai trece 50 de ani, și am repetat și o spun mereu, se vor inventa acatiste și de deschis și de închis ochii, de tăiat unghiile, de scos bătăturile de la picioare, de scos părul de sub suori. Deci orice e în stare omul să facă, dar rugăciune nu. Dacă Pavel a spus că vrea 5 cuvinte cu inima: Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, apoi nu ai nevoie de mai multă rugăciune. Dacă biserica cântă: prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, e suficient. Și cea mai scurtă rugăciune îi: Doamne, miluiește-mă! Deci, acestea sunt elementele care alcătuiesc creștinismul. Smerenia, rugăciunea și rânduiala. Nimic în lumea aceasta nu este mai presus de tronul Sfintei Treimi, nimic nu-i mai presus de puterea Maicii Domnului, nimic nu-i mai presus de puterea Sfinților și a Bisericii Biruitoare din Cer. Să nu ne mai facem atâția dușmani închipuiți, să nu ne mai facem atâtea iluzii, să tremurăm de câte ori trece avionul, să tremurăm de câte ori să trage cutunul, pentru că toate sunt vestite în Scripturi. La vremurile de pe urmă, și aceasta o credeau evreii în vremea lui Vespasian la anul 70, că a venit sfârșitul, când i-a scos din Ierusalim, a arat Ierusalimul și a presurat sare. Același lucru l-au crezut și la anul 64, când i-a scos Claudiu din Ierusalim. Același lucru l-au crezut și când s-a cutremurat pământul la răstignirea Mântuitorului. Cu adevărat acesta Fiul lui Dumnezeu a fost. Și se băteau cu capul de pământ. Același lucru l-au crezut și de-a lungul istoriei, de câte ori au venit năvălirile și nenorocirile peste dânși. Dar niciodată nu au nimerit ce? Voia lui Dumnezeu. Auzi ce spune Scriptura. Popor îndărătnic, ocoliți marea de 7 ori și vă faceți câte un ucenic și când l-ați câștigat, îndoit fiul al Gheniei l-ați făcut. Și le trage Matei, așa un perdaf iudeilor și fariseilor și cărturarilor, începând cu vai, 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 și șterge cu ei de sus până jos, arătându-le ce? Că sunt morminte văruite, că sunt nori fără ploaie, pomi tomnatici fără roade, și ce sunt? Sunt pahare spălate pe din afară și pline morminte văruite cu putoare pe dinăuntru. Deci iată ce erau la vremea respectivă cei care se credeau stăpânitorii legii. Iată ce sunt ortodoxi astăzi, crezându-se stăpânitorii ortodoxiei. Noi ne credem stăpânii adevărului. Noi ne credem singuri în rai. Noi ne credem singuri mântuiți. Noi imediat escaladăm orice element și găsim justificarea. Noi știm cine se mântuiește, noi știm cine trebuie pedepsit, noi știm cine trebuie judecat, noi știm cine trebuie alungat din ortodoxie, noi știm cine are voie în biserică, noi știm cine trebuie să plece din biserică. Toate le știm. Dar nu știm un singur lucru. Dacă noi personal suntem mântuiți sau ne putem mântui. Acesta e elementul cu care vine Maica Domnului. Se pune în genunchi înaintea Preasfintei Treimi, cu Duhul Sfânt peste ea și în ea, cu puterea celui înalt
preanalt umbrită și cu Fiul lui Dumnezeu în ea și spune, iată roaba Domnului. Deci noi, corect, la acatist, n-ar trebui să cântăm bucură-te, mireasă pururea fecioară, bucură-te, roabă pururea fecioară. Pentru că ea nu și-a rogat titlul de mireasă. Tatăl a ales-o ca mireasă, Ioan Damaschin. Fiul a ales-o ca mamă. Duhul Sfânt a ales-o ca biserică. Deci, toată această laudă adusă Maicii Domnului în seara aceasta, tot ce ați auzit, cântări, tropare, stihiri, puse la priveghere, la tot, sunt puține, și spune Simeon, nou teolog, nici o gură nu este vrednică a te lăuda pe tine cum se cuvine și iarăși un Sfânt Părinte, și nu am exact noțiunea, cred că poate Palama, spune așa, bine este aprețuită cerea decât a te lăuda pe tine, Născătoare Dumnezeu, pentru că buzele cele de tine nu pot înțelege taina nașterii tale mai presus de fire. Deci iată ce este Maica Domnului pentru noi. Și din plăcere am venit în seara aceasta aici, nu ca să mă dau rotund, nu ca să vă arăt câte am citit eu și ce știu eu, ci să mergeți convinși acasă că orice problemă ați avea, de la palma care ți-o trage soțul, până la necazul care ți-l face ultimul copil și dobitocul care te slujește în bătătură, dacă te rogi lui Dumnezeu, poți îndrepta problema. Dacă găsești altă cale afară de Dumnezeu și de Maica Domnului, ești pierdut și tu și casa ta. Deci, nu alergați ca nebunii în cărările pierzării. Nu alergați pe cărările rătăcirii. Alergați în cărările lui Dumnezeu. Ceaslovul, psaltirea, acatistierul, icoana, candela și ochii la cer. Acolo este locul unde se primește rugăciunea. Ăla e locul unde te așteaptă Dumnezeu. În biserica slavei tale stând, aci jos, în cer ni se pare asta. Deasupra noastră stă Dumnezeu cu stelele. Deasupra noastră e tronul Lui și picioarele Lui sunt deasupra capetelor noastre. Acela e Dumnezeu. Pe El să-L căutați, pe El să-L slujiți și Lui să vă închinați în vecii vecilor. Amin.